Stimați telespectatori, bine ați venit la programul de știri necenzurate. Tema de astăzi, frauda asupra limitei permise ale telefoniei mobile. Când autoritățile și industria efectuează măsurători ale radiației telefoniei mobile, se ajunge mereu la același rezultat că limitele sunt respectate normal. În realitate sunt atât de ridicate că nici nu pot fi măsurate din punct de vedere tehnic de către sistemele de emisie-recepție. Astfel, acest rezultat este stabilit de la bun început. Așadar, cine se justifică prin rezultatele măsurătorilor declarate, afirmând că acestea sunt nedăunătoare oamenilor și naturii, se implică ori cu bună știință, ori în necunoștință de cauză, la răspândirea de afirmații științifice eronate, cu urmări care periclitează viața. Radiații slabe pe durată lungă, potrivit studiului Petkau, sunt mult mai dăunătoare decât radiațiile puternice pe o scurtă durată. Această realitate trebuie să facă parte din cultura generală și cine împiedică aceasta comite o fraudă. Mulțumim pentru atenție, la revedere!